Neața, neața și bine v-am găsit la un nou episod din Chernobyl Light. Iată că am revenit cu episodul, am zis că poate fac după masa asta, dar am zis că nu mai facem după masa asta, că poate mi se face somn după masă sau intervine altceva, sau nu e vorba că intervine altceva, că am libera după masă, că oricum nevastă mi-a plecat la muncă și o să fie ocupată și o să am tot timpul să fac un stream cu jocul ăsta. Dar am zis că acum ar fi cel mai bun moment, pentru că m-am trezit mai devreme azi dimineață și încă 10 și pot să mai stau 2 ore să joc până la 11-12 și poate să mai joc și după masa asta Chernobyl Light, cine știe, poate jucăm tot Chernobyl Light în cazul în care nu vine cheful de Assassin's Creed Valhalla. O să mă mai uit pe niște gameplay-uri să văd dacă mă cucerește vreun monument din joc sau vreo locație din joc într-un mod deosebit. Și o să-i dăm drumul la gameplay dacă o să mă cucerească ceva din Assassin's Creed Valhalla. Dar momentan ne rezumăm la Chernobyl Light, pentru că am zis că vreau să fac un episod nou, că vreau să continui povestea. Că mai am să-l omor pe ăla de la aia, pe liderul NAR. Aici avem ultimul checkpoint. Să vedem că nu mai știu care e manual save. Când am salvat ultima dată? 17.42, da, aici am salvat. Day 21, da. Bun, încărcăm ultima salvare. Și mergem și îl eliminăm pe liderul NAR, îl prindem întâi, îl capturăm și după aia o să mergem la... Mă rog, pe șeful de la NAR. Și după aia o să... Da, o să stau maxim o oră să joc acum dimineață. Că v-am zis, vreau să mă uit și pe asta, să-mi scrii Valhalla și vreau să văd dacă găsesc vreo... vreun element care îmi place în jocul ăla, ca să știu dacă mă apuc de el diseară. Dacă îmi continui... Da, eram pe checkpoint? Eram pe checkpoint, că... Bun. Eram pe checkpoint. Ăsta folosește Unreal Engine 4, by the way, jocul ăsta. În caz că nu știați. La va misiunea... So, what's the fucking plan, man? What's the plan, King New? All right, Igor, what's next? Are you prepared to face the day's challenges? Monster Hunter in Rest Forest. Oh, da.
Food dropping residential area. Mergem mai direct acolo. Pripyat residential area. Să vedem ce inamici avem aici pe harta asta. Se pare că momentan nu am niciun obiectiv. Iar parcă avusesem un obiectiv. Dar nu mai știu care era faza, că mi-a dispărut obiectivul. Ultima, mi-am încărcat ultima salvare și... se pare că mi-am pierdut obiectivul. Nu știu care a fost faza. Din main story, mă refer. Hai să facem un print screen aici, că prea frumoasă sezonul asta. Gata, am făcut un print screen. Și o să o postez pe Facebook, chestia asta. E prea mișto. S-a auzit ceva pe aici? Sau mi s-a părut mie? Nu, mi s-a părut mie. O fi moștii pe aici? Aia e întrebarea mea. Ia uite, ciuperci, să ne facem porțiuni. Da, asta e un Pripyat Residential Area și în zona mea preferată din joc. Și vă zic neața, neața, bine v-am găsit. Intrați și voi pe stream să rupem norma aici. Da, să rupem fâșul la niște mobi sau la niște creaturi. Ia uite, bă. Dacă mai e unul acolo. Mental Radiation Medicine. Da. Mă rupem și noi fâșunițel și antai. Bun, aici este supply drop-ul. Gata, am luat. Ia vreau să fie creaturi pe aici. Ia să vedem. Creatorul pe aici, am repet. Tare sunt curios. Că avem și side mission-uri pe aici, știți? Și aia e faza. De la 3 NR soldiers pe aici. Chestia e că jocul ăsta nu pare să aibă un capăt sau un final. Aia e chestia. Dar e prea frumoasă zona asta ca să ne explorăm. Și plus că putem să explorăm și în free. Cred că avem un monstru aici. Ah.
pe aici. Ce putem să luăm de aici, de pripia de rezident și de ea. Și întoarcem la bază. Am marfa, putem să trecăm până sus? E bine. Absolut senzațional jocul ăsta. Deci n-am cuvinte. Iau doi monstrulețe pe aici, ați văzut? Și voi? I-ați văzut? Doi monstrulețele. Trebuie să vedem dacă mai avem... Dacă mai avem... Any Arturs pe aici. Dar nu cred că mai avem. Monster Hunter, nici pot să zic. Stomulator de monștri. Pentru ce mi s-a părut un fricoșător monștruleții aia. Și muniți. Erau. Deci erau câțiva. O fetiță pe aici. Cu psihicul. Și aici este... Aici este bazinul ăla unde am fost ieri. Și v-am prezentat, nu? Am fost ieri, parcă, pe aici. Da, din câte am amintesc că am fost ieri. Aici și v-am prezentat bazinul ăsta cum e. Asta e bazinul din Pripyat, Resident Shilleria. Dar harta asta niciodată nu încetează să mă fascineze. Hai să-i dăm înapoi, să ne întoarcem la oițele noastre. O să mai explorăm eu hata asta, vreau să mă cu testorii momentan. Vreau să mă cu momentan în storii. Că asta mă interesează în principiu. Să ne ocupăm de storii, frate. Că după masa asta poate băgăm altceva la hala. Dacă e tot în regulă și îmi place jocul. Că văd că ăștia n-au niciun gând să bage update-ul de la Housekeeper Luxury pe torente. Cel puțin azi n-am văzut nimic până acum. Sper că în seara asta să bage. Aș vrea să mă joc după masă, știți? Aș vrea să mă joc. Pripyat. Bun, vedem la toți rație.
că poate să fie tot stabil și healthy. E bine asta. Rotul a fost distribuit și unde le dăm jumătate de rație. Asta avem... Sasco vreau să mă întâlneze. Have you ever heard about the Cannibal Island? I might, but they don't teach it. I wouldn't know anything. I wasn't an adult. Didn't tell me if it was supposed to. That's horrible. Not sure. Anyway, they ate the flower raw. They'd never... What was their crime? Crime. Of course, their bay, Tarakans. She was slaughtered anyway. I may not be... It doesn't matter. Very uplifting. Hey, Sasco. About what? I can show you... Fantastic. I'm ready to learn. Ok, sâmbătă să învăț. Hai să vedem. Hey, partner. Welcome to the maze. This is a new trick and you're an old dog, but what the hell? It may even save your ass. You're welcome. Please don't make me regret setting this up for you. It was a major hassle. Anyway, I get to test this training ground on you. Your job is to enter the maze and find the exit as fast as you can. But keep in mind, it will require some stretching. Just follow my lead and try to keep up. Ready? Let's go! Don't just stand there. Jump! Drop your hips and bend those knees. Gather momentum. Crouch. Army crawl, bend your knees your way. I'm mightily impressed, Igor. You'd have made a great addition to our gang back in Moscow when I was running for a year at the brick. Anyway, it's good to exercise at your age. It has a rejuvenating effect. You already seem 10 years younger. Hey, Igor, at your age, that training must have burned you way out. But you ticked all the boxes, my man. You should be proud of yourself. Ok, am învățat un parc nou, să se pare. Nu e rău, nu e rău. Hai că putem să mergem la... Yes. Nu-mi stracă și ziua de azi. Și mergem la NAR Chief. Să-i dăm mucu pe nas. Să se rupem fâșul. Da, am obiectivul. What's our next move, boss? Are we doing something or not? Time to step up to the mark, professor. Niciun are să mai zică nimic? What the fuck? We should move out, Nancy. The Rat King isn't going to lie down and die without our help.
Iar că m-am scăpat hai studiile, frate. Everyone, it's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before, and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find T'Challa and end NAR. Mercy, you're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plans? Me and Olivier have been inside the power plant. We saw the Chernobylite, and we saw that NAR's motives are very much the opposite of pure. Is there really anything more we need to know? What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? No, but who cares? When we cross paths, we'll take him out. End of story. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. Do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. One organization holding this much power is against everything I believe in. And besides, this is personal for me. Count me in. The great rat catcher is telling me this plan will get us all killed. I wouldn't mind so much, but he needs me to continue the fight against the Rat King. Igor, you know I always have your back, but this is insane. This mission needs more preparation. I can't support a plan that doesn't have my full confidence. But you think I'm gonna back out now and miss the best part? Fuck no! I'm with you, Igor. It's your choice if you don't want to help. I can't force you. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise. But we know enough of time and again, NAR has shown they would rather we'll dress somebody up as an NAR. We have two NAR. You should take someone who can keep his cool when things go sideways. As they never- You're not seriously thinking of- All right, we still have one more uniform. Any takers? NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance. A skillful hacker. Looks like we're missing a tech guy. I'll just have to make do. I need someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance. Or at least... Firearms are my preferred method of solving problems, but I can definitely distract them.
Thinking it over a bit more, I don't think we need a sniper or operations person. If we stick to the plan, everything should go smooth. Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us... I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they... Does everyone know what to do? Bun. This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty, everything. Good luck, my love. Și se pare că ai să termină jocul, nu? Dacă facem un power plan, tu termină în jocul. This is it. Today's the day. Whatever happens. Okay. Everything sorted, guys? Can we start our prisoner escort off? All right. Can't wait to meet your girlfriend, Igor. Before we enter the lion's den, I need to triple check everything is ready. Spy check. How are my eyes and ears? Eyes are bright and my ears are wide open. I got the plans and codes up and I can hear those boring fuckers chatter like they were sitting in my lap. No worries, Igor. With me on your side, this'll be like walking to the grocery store. Este îmbrăcat în NAR? Mamă, ești nebun ce locomotive pe aici. There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number one. Better use the side passage for now. You can always kill them on your way out. Just be cool and they'll fall for it. No army in the world puts their best men on sentry duty. Your plan sounds reasonable, Mikhail. Do it. That's not easy to find, but because you wisely asked for my help, you'll be on the other side in no time. These assholes won't see a thing.
So far, so good. But it's getting harder now. NAR's upgraded some of the old security features. Security checkpoint. What used to be a radiation detector is now a biometric scanner. Clever. Those NAR security systems can be broken by someone with enough know-how. Those IT wankers probably spent their upgrade budget on Pornhub premium content. I don't mind taking a gamble, but a fancy uniform isn't going to fake out a biometric scanner. Time to move. With a little luck, they won't notice. What's going on here? We quell the storm. Well, shit. Why, Igor? Why? Why, you should have worked harder. You got him killed, Igor. There's no backing away from that. But analyze the situation. Is there anything you could have done differently? Sashka! It's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. Măcar am încercat. Sashko asked you to blow up the NAR checkpoint to avenge his brother. You hesitated because you didn't want to cause any collateral damage. In the end, you did as Sashko asked and blew the checkpoint, risking the lives of any nearby innocent bystanders. These events have not happened yet, as the future is not predetermined. Come back later, Igor. Okay. Wake up the new reality.
Bun. Gat. Loot the heist, da. Mai avem de făcut... Medicine drop în Pripyat Center. Ok. Mergem aici. Să găsim medicine drop-ul. Bun, hai să găsim o medicină. Asta mă interesa inițial, să găsim medicină. Mă aflu un pic pe centru. Nu suntem o zonă de ideal, dar suntem într-o zonă în care putem găsi niște... chestii de healing. Niște medkit-uri, așa. Nu știam cum să le zic pe lume, fraților. Da, jocul ăsta nu are un capăt decât dacă vrei tu să-i dai capătul, dar mai avem mult de făcut, mult de jucat și bine până la mici. Până se dăm de capăt jocul ăsta, mai avem mult și bine de jucat. Da, zic. Pe aici se pare că nu se poate intra. Uite pe aici. Aici se intră. Am găsit niște muniție. Aici o zonă militarească. Uite aici e supraiu. Aici e supraiu, fraților. Medicine drop in Pripyat. Pripyat Central. Ok. Lubrește în un point. Am găsit și alcool. Facem asta cu medicine drop și cu restul. Hai, bă, râbă, mă duc și la țigară.
Îi pierd medicină. Bun, mai sunt zonă cu dreșin să dăm rați pe ăștia să mănânce. Am în toți. O să stau până 11 și jumătate să joc jocul ăsta. Să vedem ce jucăm. S-a dus un pic din psihic. Să-ți hrănesc pe oamenii mei. Nu. Să-i hrănim, frate. Mai am 10 pâini. Ar trebui să încep să fac mâncare, să fac mai multe chestii, să craftez pe aici. Da, mai avem multe. Mai am 3 skill point-uri available. Da, mai avem multe misiuni de făcut, frate. Hai să vedem în ce stadiu este cu health-ul. Ar trebui să mai fac niște de astea, niște rații. Hai să vedem. Și mai facem un health kit. Nu avem plante. Dar nu mai avem plante să facem helghituri. Și atât o să încercăm și shutdown-ul, frate. Nu știu ce să zic. Trebuie să vedem câte muniție avem aici. Avem pistolul momentan. Hai să ne upgradăm pistolul. Asta nu știu pe ce folosește, dar mă rog. Crafting station, upgrade weapon. Am pus de asta. Already mounted, ok. Pe cam asta am vrut să-i pun. Reflex sights și cam atât. Bun, hai să vrem să dormim la bază. Trebuie să vedem ce cu planta asta de aici, asta e decorativă sau e pur și simplu pus așa de formă. Nu știu. Hai să vedem ce putem să mai construim cu baza. Că asta vreau să văd. Initially. Build the boards. Ia să vedem. Igor's inventory. Washing unit. Putem aici. Air washing unit. Ok.
trebuie hard-uri pentru asta. Încăscătorii de ciupeci punem aici. Bun. Hard-uri trebuie să mai adun. O să stăm până 11:30 să jucăm, că vreau să mă uit pe asta, să-mi scrie după aia pe televizor. Să mă duc în sufragerie să mă uit pe televizor să văd dacă mai găsesc ceva de genul. Bun, e suficient pentru noaptea asta. Mergem la ziua următoare. As much as I admire, we should make him to password. I also wanna. We are going to killing him straight. We need Kozlov alive. I can definitely help with that. The actual camp is the main entrance. Is you know the place? Yeah. It's not covered the site, and that's what Kozlov did. Security, and remember, most of them will be distracted by Kozlov's speech. This is a great opportunity for time. Okay. Okay. Putem să facem misiunea. Bun. Pe ce mai stăm? Hai să facem misiunea, frate. Sloan, the most hated man in the zone. He's ruthless, but hardly a mastermind. Despite his civilized appearance, he may just be a mad dog unleashed by the NAR. Still, you could probably learn a lot from him. He could be your ticket into the power plant. Avem red dot site. Da. Bad news, Igor. What's going on? Kozlov is about to leave the NAR encampment. Very convenient timing, isn't it? Convenient indeed. So, change of plans? Go to Hotel Policia, top floor. You'll have a great vantage point from up there. We'll allow you to pinpoint Kozlov. Sounds good. Excellent. We should miss you. Undeva. Enemy spotted! Engaging!
Gata, mi s-a îmbunătățit psihicul. Hai să mai luăm de aici chemical components. Merge să luăm chemical components. Hai să luăm pești pe sus. Mamă, dar mai e mult, frate, pe noi ne-am sus. Ce de opponent fost? A trebuit să mă cubilește. Hai să vedem ce opponenți mai avem noi pe aici care ne deranjează pe noi. A? Să deschide singur. Avem un lift aici. Chestia e că mai avem un curent aici, sus. Fă-l-o-s mouse-ul, mate. Așa. Cred că ăștia au fost toți, nu? I'm on the top floor, and I found some binoculars. Good. Like famous bold mouses like yourself. I see him. General Kozlov in the flesh. The chief rat. Now listen closely, Mousy. His living quarters are in the building on your right, top floor. The time for action is now. Gather your courage and go, Mousy. What about a little help? Perhaps some kind of diversion? Yes. Luring the other predators away is always a good idea. Use the generator to power up the Ferris wheel. Its lights will attract them like moths. Like moths? That might work for a minute or two, but it won't last. You have a better idea? I might. Shut down the generator instead, and they'll be blind. Then you'll have no problem sneaking past the guards and getting to your target. Ok. Sounds reasonable enough. Pe să țin pistolul la vedere, că e mai bine așa.
mechanical parts. Okay, I'm at the generator. The shadows are out! Fucking hell! Fire! Fire at will! Target the head! Over there! Keep shooting! Oh, coming! Watch your six! Stay alert! Disabling the generator. Must have opened the shadow cages. The guards will be quite busy for the next little while. You're not afraid of the dark, are you? Seriously though, watch yourself. Those things will eat you just as soon as any guard. Ok, și ce trebuie să facem? Să snorcăm? What's all the commotion? Don't even think about reaching for that sidearm, General Kozlov. This conversation is not going to go the way you think. Really? And here I thought you were a civilized man.
a gentleman and a scholar. Was I wrong? Regardless, my men are waiting outside the building. I will be very interested to see how you... Come on! He's just trying to weasel his way out of it! Kill him now! Don't let him... I'm sorry, General. I'm not that kind of person. But you leave me... Wait! You're making a huge mistake. I can tell you a great many things. Useful information. He's full of shit. Just pop him and blow. You want to know about Tatiana, right? Then you found the right man. Let's talk. Okay. I'll bite. But you better have answers. Did you think I would be impressed? I've seen these things before. Don't make your situation any worse than it already is. Move. Gata. Huh. Yes. Mihail will not have this. Okay. So, this is what it looks like from the inside. Surprised? I guess you're not all-knowing after all. Let's say terrorist hideouts are not my department, but I know everything I need to know. Is this a family meeting? What a pity. I thought we were going to talk man-to-man, Professor Camino. What the fuck? Why did you bring this asshole here? You were supposed to punish him for what he did, and then leave his corpse as a... My poor fellow. I suppose, sadly, I am forced to disappoint you. I have no idea. What about you, old man? Still chasing ghosts? Did you... Perhaps you should have stayed in the institution. At least they kept you pro... Sashko Horovitz. I admire your... We'll see about that. Are we done with introductions? Let's get to it, then. You seem to be the most reasonable of this gang. I know exactly what... What am I doing? I have a nephew that I very much wanted. So, go ahead and ask your questions. When you're satisfied. Your nephew? Tell me about him. He's 10 years old. He's from Magnitogorsk, like his father and me. And he's the smartest kid I don't believe for one moment that you could harm him. It simply isn't your style, Professor. Besides, you don't even know where he is. Do not assume to know me, Kozlov. That would be a mistake. Tell me about the experiments. I wish I could... You lie. How can you... I know about it, but I don't know... Yes. Look. Okay. Remember, can you get... Don't ask me where Semenov we lived in the... But I've been a... Semenov may be... What do you mean? Whatever's the boar. The big Semenov. Semenov. Well, this is all some... I do my... I'm only really interested in... That joke. You're the head of security. Professor Kaminiopoulos. I have zero... You don't tell... I cannot tell you. Talk to him if you want to know more about... How do I enter that power plant? You're placing me in a very awkward position. You want me to divulge information that... Oh, you've got to read again. What is the password and risk? Don't be stupid. You and your merry band of tramps will never make it out of the power plant alive. I don't care. Do you know where we are? Right, no. I don't understand it, this place. But let's skip the guessing game. We are currently in the tunnel between two singularities. It's like a black hole, only smaller. This tunnel is a shortcut through top... Ah. Do you? You will never see... I can see that your companion's cruel nature... Are you ready to cooperate now? If you lie to me, I will return, and it won't go well for... The call is, we quell the storm. The response, and ride the thunder. Thank you. What to do with you now? I want to ask him about Ruskin first. He's mine. He's just a tool. Do not... I'm not a murderer. I've only ever killed when I had no other choice. You can go. Thank you. I knew you were a reasonable man. And you have to leave NAR. Disappear. And otherwise you and I will have another conversation. And it won't be a light-hearted chat next time. All I care about is my nephew. I swear that you will never see me again. Bon, quest completed.
Păi da, că nu sunt un gigaș. Am văzut că îmi cade psihicul dacă l-aș fi ucis. Vreau să-și vadă nebotul, lasă-mi pace să-și vadă de viața lui, că nu m-a deranjat cu nimic. El e doar un conducător. Restul sunt enervant, soldații de la NAR, dar dacă sunt high security, nu pot să le fac față. Vreau și voi am încercat să mă duc mai devreme la reactorul nuclear să fac ultima misiune și n-am reușit să o fac. Mi-a omorât și partenerul și m-a omorât și prietenul și m-a omorât și pe mine. Nu merge, trebuie să mai faci. Go to food distribution, le dăm jumătate de pâine la fiecare. Trebuie să avem pâine. Hai că vă dau rație întreagă, deși nu meritați. Dar... deși nu prea meritați voi. Dar acum hai să zicem că... am zis, le fac cu psihicul. Bă, bă, e bine. E bine, frau. Hai să mergem la ziua următoare. Trebuie să fac un save mai întâi. Facem un save mai întâi ca să ne asigurăm că avem tot progresul salvat. Și nu e nicio problemă. Și după asta, auto-sleep. Mergem la ziua următoare. Cine știe ce misiune o să mai am după asta. Trebuie să văd câte țigări mai am. Să văd, poate mai două țigări. Am mai am 3. 4 țigări mai am. Păi atunci sunt boss. Boss sunt. Barosan. Bun, momentan nu mai sunt misiune. Momentan nu mai sunt. What's the fucking plan, man? All right, Igor, what's next? Nu mă duc și fac heist-ul. O să mai stau pe aici, pe Chernobyl, când pace. Ia să vedem noi. Unde putem să mai mergem? O să mă mai duc în Monster Hunt în Pripyat Central Residential Area. Da, aici o să merg. Bă, rău, mă duc și la țigara. Super, marfă. Mergem și vrem monștri. Da. Bă, rău.
ăștia. Asta ultima misiune care fac și după aia închei stream-ul, da? Asta ultima misiune care o fac pentru voi și după aia mă opresc. Vreau să vă cum e Monster Hunter, că este tot un DLC care a fost lansat pentru joc acum înainte de Ghost Town. Fix înainte de Ghost Town a fost lansat update-ul ăsta cu monștrii. Și vreau să văd cum arată monstruleții aia. Că am un pistol destul de puternic care poate face față la ei. N-am probleme. Am și 3 baruri de health. N-ar trebui să fie o problemă. Și ar trebui să fie o misiune destul de ușoară, mă gândesc eu. N-ar trebui să fie o mare problemă pentru mine să vâneți monstruleții ăștia. Dar o să vedem... Ok. În încheierea episodului. Aici ar trebui să fie un monstru. Ah, uite. Asta a fost totul? Mamă! Chernobylite 3.0. Asta a fost totul, că trebuia să vânez monstrulețul ăla? Asta era tot. De ce scade psihicul cum bănează monștrii? Nu înțeleg. Nu mai am anti-radiații, frate. Trebuie să-mi fac anti-radiation kits. Da, asta o să vedem în episodul următor care o să fac cu masa asta. O să mai fac un episod din Chernobylite și o să vedem atunci ce și cum, da? Așa că... anti-radiation medicine, o da. Așa. Păi gata, asta am vrut să văd inițial. Aici era monstrulețul ăla care ziceam că vreau să-l atac. Da, super, facem un print screen aici. Facem un print screen aici. Gata, am făcut un print screen. Și acum ne întoarcem înapoi la bază. Asta atunci trebuia să facem, nu trebuia să mai facem altceva. Monster Hunting, Tripiat Residential Area, ok. Hai că vă dau mâncare din asta. Vă dau o pâine întreagă, ca să nu mai ziceți. Ultima oară când vă dau o pâine întreagă. Ca să nu mai ziceți că nu aveți după aia să mâncați. Și cu asta a făcut încheiem aici episodul, fraților. În ideea poate v-a plăcut să-mi dați subscribe pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Horia Apocalipticu. Și vă doresc să aveți o dupămasă minunată, o zi minunată și ne auzim în dupămasa asta tot pe la un Chernobylite. Dacă nu mi se pune pata între timp pe... Ia stai, 11.24. Asta e cea mai recentă salvare. Ia stai, să încărcăm salvarea să vedem dacă mi-a... Că a fost manual save ăsta.
Și nu face decât o singură salvare manuală, jocul ăsta. Aia e chestia. Să văd dacă m-a salvat. Asta mă interesează. Că nu am făcut deja progresul până aici. Da. Pe m-a salvat. Bun. Salva și asta contează. 11.24. Bun. Oprim aici episodul. Ideea poate v-a plăcut și vouă și să-mi dați sub și like pe canalul meu de YouTube Holy Apocalipticu. Și bune să ne auzim după masa asta. Ori în Assassin's Creed, ori în Assassin's Creed Valhalla, ori în Chernobyl Light, dacă mi se face poftă să-l joc iar, că vreau să mă mai duc până Residential Area, să văd acolo pe zona rezidențială din Pripyat, să văd dacă mai găsesc misiuni pe acolo să fac. Și... sau în House Flipper Luxury Xmas Update, Christmas Update, care poate am eu speranță că se lansează azi pe torenți și pot să-l iau să-l joc. Să sperăm, nu știu ce să zic. Have fun! Uitați-vă la videouri și aștept comentarii, păreri, chestii despre jocul ăsta, că e un joc foarte bun. Vi recomand tuturor să încercați până apare Stalker 2, care o să fie lider în atmosferă și ca împrejurare. O să fie Freedom 100%. Nu o să aibă mape ca asta. Asta are mape, adică hărți. Dar e frumos, oricum. E Freedom jocul. Adică poți să faci ce vrei. Nu trebuie să urmărești neapărat film narrativ dacă nu vrei să urmărești. Poți să faci side mission-uri în prostie. Și un joc frumos, da. Un joc foarte frumos care o să rămână multă vreme pe hard-ul meu și o să-l păstrez definitiv în calculator, pentru că vreau să-l joc acum, când l-au făcut ca lumea, e altceva. Bun. Încheiem aici episodul, o zi frumoasă și ne auzim după masă, pe la 2, așa, 3, da? Deci o să aleg eu să joc, dacă o să apară House Flipper Luxury Christmas update, o să facem un update de Crăciun de anul ăsta. Update de Crăciun recent al House Flipper-ului Luxury, da. Și aveți și update-ul vechi de Crăciun cu casa din singura casă pe YouTube, i-am dat upload acum. Și îl găsiți acolo și puteți să vă uitați peste video dacă vreți să vă uitați până la altă casă și să vă pregătiți de atmosfera sărbători, pentru că mâine este ajunul Crăciunului și mâine avem un plan deosebit de gameplay-uri. Poate să joc un Bigfoot, poate să joc ceva tematic de sărbători, în orice caz. Mâine o să fie o zi specială. Și poate și după masa asta jucăm ceva de sărbători, cine știe. Vedem. Hai, salut! O zi faină!